Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Astăzi facem brioșe cu cocos și cu cacao. Și vom deschide cântarul. Și vom începe cu uleiul de cocos. Puteți pune și unt și ulei, ce doriți. Eu astăzi pun ulei de cocos. Și am să scot de aici, fac doar dintr-un nou. Vor ieși circa 4 sau 5 așa brioșe micuțe, micuțe, micuțe. Și voi pune 55 de grame de ulei de cocos. Așa, și voi scoate de aici din borcanelul meu 55. Avem 35, mai punem puțin. Puteți înlocui și cu unt, dacă nu aveți. Și o să puneți fulgi de cocos. Așa. Ia să vedem cât avem aici. Mai trebuie încă puțin. Încă puțin și facem 55 de ulei de cocos. Așa. Și aici avem uleiul nostru de cocos. Eu îl țin la frigider la rece. Deci 55 de cocos. Apoi vom avea nevoie de... Astăzi le cântăresc împreună cu voi. De 55 de grame de zahăr. Și punem așa 55 de zahăr. Așa. Și avem 55 de zahăr. Un praf de sare. Voi pune 50 de lapte. O să punem, nu 50. 50 este pentru ouă mai multe. Asta să facem doar dintr-un singur ou. Eu îmi împart și rețeta în 4. Rețeta este din 4 ouă. Dar eu fac mai puține, că ies destule. 4-5 brioșe. Deci am spus 55 de ulei de cocos, 55 de zahăr și punem 20 de lapte. Și cântărim toate în grame. 20 de lapte. Punem la frigider. Așa. Am pus. Repetăm încă o dată. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit. 55 de ulei de cocos. Puteți pune și ulei de floarea soarelui, sau unt, sau margarină, fiecare pune ce are în casă. Și 55 de zahăr, 20 de lapte și un praf de sare. Și acum, voi pune puțin pe baie de abur să topim uleiul de cocos. Eu mi-am încălzit aici puțin... puțin apă. Am încălzit-o puțin așa și am să pun. Am să pun așa peste. Și
amestecăm să se topească uleiul de cocos. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să-ți facem brioșe cu ulei de cocos și cu cacao. Eu le-am încercat înainte dimineață. Ia uitați, vedeți? Așa vor ieși. Micuțe, micuțe. În două culori. Așa, ia să topim uleiul de cocos. Să văd că stă mai bine așa deasupra. Puțin pe foc tigăița noastră. Să se încălzească bine apa. Așa. Deci topim uleiul de cocos și după aceea adăugăm celelalte ingrediente. Apoi vom avea nevoie de un ou, de cacao, făină, praf de copt și de forme. Eu am să fac în aceste forme micuțe de silicon și le punem câte o hârtie așa în interior. Vedeți? Ia să le și pregătim cât se topește uleiul de cocos. Sau în forme mai mari. Puneți în ce fel de forme doriți. Hai să pun în două mari și două mici să facem. Deci, cum am spus, preparăm dintr-un singur ou. Vor ieși 4 sau 5 brioșe. Așa. Și doriți mai multe, dublați cantitățile. Așa, apăsăm așa aici. Așa, mi-am pus o tigăiță cu apă și să topim uleiul de cocos pe baie de abur. Și am pus în interior și zahăr și un praf de sare. Și așteptăm un minuțel, un minuțel, un minuțel. Ia să vi le arăt, vedeți cum vor ieși? Așa, ia să desfacem. Eu le-am făcut dimineața, să știți că sunt foarte gustoase. Ia uitați, vedeți? Brioșe. Brioșe în două culori, cu cocos și cacao. Am să și tai, să vedeți cum se taie. Așa, și după aceea le facem împreună. Vedeți? Așa arată în interior. Sunt pufoase, sunt delicioase. Să le încercați. Așa, și am să dau deoparte și să vedem uleiul de cocos. Le punem așa aici alături. Așa, este aproape gata și vom avea nevoie de praf de copt, de ou și de făină. Tot așa o să cântărim, astăzi cântărim totul împreună. Mi-am pregătit și formele, le dau aici în față.
Și să vedem dacă este gata. Așa, să vedem dacă este gata. Am să aduc aici. Am să scot mânecul în aerul. Așa. Și acum să vedeți că se topește. Așa. Și se topește și zahărul și uleiul de cocos. Închidem. Și să repetăm ingredientele. Aici, în vasul acesta, am pus 55 de grame de ulei de cocos, 55 de zahăr, am pus un praf de sare și 20 de lapte. Și amestecăm așa bine. Încă nu s-a topit tot cocosul, mai amestecăm să se topească. Și după ce cocosul s-a răcit, adăugăm ouul, făina, praful de copt. Apoi vom împărți în două și într-o parte vom pune făină, o adăugăm treptat. Adăugăm mai întâi o parte, amestecăm bine totul, împărțim în două și într-o parte vom adăuga cacao și puțină făină și într-o parte doar făina care ne-a rămas. Așa, să topim bine acest cocos, ulei de cocos. Vedeți cum arată? Așa. Încă mai sunt bucățele de cocos, de ulei de cocos în interior și îl topim. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Am să-ți facem brioșe cu ulei de cocos și cu cacao. Așa. Deci aproape s-a topit tot. Face totul cu o paletă acum. Așa. Vom lua și gratarul. Punem aici în față. Și tigăița noastră o dăm deoparte. S-a blocat mânerul. Hai. Așa. Și acum vom adăuga aici oul. Aveți grijă să nu fie fierbinte, fierbinte compoziția. Adăugăm și ouă. Și amestecăm așa bine totul. Și acum vom cântări 30 de făină.
30 de făină și vom avea nevoie de 1 gram de praf de copt. Și cum îl cântărim? Deci lăsăm 30 și adăugăm 1 gram ca să ne cântărească. Altfel cântarul nu cântărește 1 gram. Așa. Deci aici eu am 30 și adaug 1 gram și mă uit la cântar. Când am 1 gram. Așa. Și am pus 1 gram de praf de copt. Și dăm prin sită totul. Așa. Dăm deoparte. Și acum amestecăm din nou. Amestecăm bine, 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 bine totul. După ce am amestecat bine, 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 vom împărți în două. Așa. Eu mi-am pregătit un alt vas și vom împărți în două. Și într-o parte vom adăuga cacao, o lingură de cacao. Și într-un vas voi adăuga făină. Completăm cu făină. Așa. Amestecăm bine să nu avem cocoloșe. Puteți amesteca și cu un tel. Așa. Și după ce am amestecat bine, împărțim în două. Aveți grijă ca zahărul să fie topit. Și dacă nu este topit, amestecați până se topește. Sau puteți lăsa 5 minute și după aceea amestecați din nou. Să fie zahărul bine, 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 bine topit. Și ca să vedeți dacă zahărul este topit, încercați cu degețelul. Apăsați, puneți degetul în compoziție și dacă pe fundul vasului se simte zahărul, înseamnă că trebuie să mai amestecați. Să lăsați să se topească. Așa. Vedeți consistența acum când o împărțim? Cam așa este. Și după aceea vom adăuga încă puțină făină, cam 15 grame de făină și aici o să adăugăm o lingură de cacao. Așa. Și acum vom împărți în două. Așa. Ia să vedem că am împărțit bine. Da. Să mai pun puțin. Și acum, într-o parte, voi pune cacao. O să și eu cântăresc să vă spun cam cât să pun. Așa. Grame de cacao. Punem aici și amestecăm. Așa, am să deschid și cuptorul. L-am deschis la 170 de grade și sus și jos. Și în 15 minute sunt gata. Ne uităm la ceas când le băgăm la cuptor. Așa. Cuptorul acum se încălzește. Și amestecăm cu cacao aici bine totul.
Mâine o să facem frappe de carnevale, cum se numesc aici în Italia. Eu le fac în fiecare an și în fiecare an le fac în direct cu voi. Și durează pentru că eu fac o rețetă cu o touă și aluatul este destul de mult. Și până le frigem, până le facem, până întindem, mâine facem totul împreună, să vedeți ce bun e. Un fel de gogoș cu praf de copt. Sunt foarte, foarte bune. Așa. Am amestecat bine cacao și acum vom pune aici, aici am pus 8 grame de cacao și să punem aici circa 15 grame sau, vedem, o lingură. Unde am pus lingura? Să iau alta. Așa, ia să cântărim. Cam 15 grame de făină, dar am să pun mai întâi 8, cam câtă cacao am pus și să vedem consistența. Așa. Și după aceea mai adăugăm. Și amestecăm. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu Camelia și bucate gustoase. Deci intră cam 15 grame de făină, acum depinde și de făină cum, cât este de uscată sau umidă. Am pus deocamdată 8 grame și vedem consistența. Așa, aici am pus 8 grame de cacao. Dacă punem mai mult, după aceea este prea groasă. Și acum, deci au cam aceeași consistență, o să lăsăm 1 gram de făină. Și să repetăm ingredientele. Deci am pus 55 de ulei de cocos cu 55 de zahăr, cu un praf de sare și 20 de lapte. Am pus pe baie de abur până s-a topit uleiul de cocos. Puteți pune loc de ulei de cocos și unt și ulei de floarea soarelui sau margarină. Fiecare pune ce are în casă. Și dacă să fie gustul de cocos, în compoziția albă puteți pune fulgi de cocos dacă nu aveți uleiul. Și apoi, după ce s-a topit, am adăugat un ou, am amestecat bine. Apoi am adăugat 30 de făină, 30 de grame de făină. Și după ce s-a amestecat și cu 1 gram de praf de copt, și ați văzut, am cântărit făină și am lăsat 30, apoi am adăugat 1 gram ca să putem cântări acel gram. Deci nu ștergem 30, lăsăm și punem 1 gram și ne cântărește 1 gram. Dacă ștergem și să punem 1 gram, cântarul nu prea cântărește, așa cantități mici, mici, mici. Și am amestecat bine toate ingredientele, am împărțit în două și aici am adăugat 8 grame de cacao, 8 grame de făină. Și dacă vedeți că făina este prea lichidă, așa, mai adăugați 10, 11, 12 grame. Să aibă cam aceeași consistență, una cu cealaltă. Așa. Deci acum am ajuns la acest moment. Eu am să le las așa. Le punem așa una lângă cealaltă. Ne aducem formele. Vedeți, le-am tapetat cu hârtie de copt. Ce forme doriți? Așa. Deci eu am făcut dintr-un ou și îmi voi ieși 4 sau 5 brioșe, nu mai mult. Și acum, ia să mă ajut cu o linguriță și o să punem mai întâi din cacao.
Ne să turnăm așa. Puțin din cacao. Acum vom pune din compoziția albă. Așa, cred că nu avem nevoie de linguriță. Acum punem din nou din cacao. Ia să scot lingurița. Cuptorul este încălzit la 170 de grade. Eu l-am pus și sus și jos. Așa. Și mai punem puțin, puțin și din cea albă. Așa, le umplem așa ca pe 3 sferturi. Așa, și cu ce ne mai rămas, să mai umplem încă una. Să pun una mare în una mică, am să pun. Și să punem o hârtiuță. Așa. Și acum începem să turnăm din compoziția care o mai avem aici. Vedeți că ea cu cât stă, cu atât se îngroașă mai tare. Că făina absoarbe laptele, ouăl, uleiul de cocos. Așa. Și punem și restul de compoziție aici. Așa, mai pun aici încă puțin alb. Așa. Și acum, dacă dorim, ne putem juca și cu scobitoare. Să dăm așa un modelaj deasupra. Hai să o luăm pe cealaltă. Vedeți cum se întărește compoziția? Așa. Și acum să o facem și pe ultima și le punem pe o tavă. Așa. Bună ziua, Liuba! Bine ai venit! Bine ați venit tuturor! Și punem pe o tavă și le dăm la cuptor. Aici am o tavă. Așa.
Așa, și le punem aici. Circa 15 minute. Și să vedem cum au ieșit aceste brioșe. Să știți că sunt delicioase, delicioase și se simte foarte bine gustul de cocos. Și cum am mai spus, cine nu are, poate adăuga făină de cocos, scoate puțin din făina albă și adaugă făină de cocos. Am să scut unul să vedem cum arată. Să vedem dacă este gata. Ia să încercăm cu scobitoare. Eu zic că sunt gata. Ia să las așa să... Așa pe cuțit, așa, uitați cum arată. Așa. Am scos celelalte, le mai nasc un minuțel, două. Uitați, aburește. Și să tăiem, să vedem cum este în interior aceasta. Sunt fierbinți. Sunt fierbinți, fierbinți. Ia uitați. Iese aburul. Vedeți? Așa. Și sunt gata. Așa, să le scoatem și pe celelalte. Să le punem aici pe masă. Ia uitați. Ia să încerc și acestea micuțe dacă sunt gata. Acestea nu le-am încercat. Sunt gata. Așa, și să le scoatem din forme. O să tăiem și una micuță. Așa. Ia uitați. Vedeți cum au venit? Sunt fierbinți. Așa. Să o tăiem. Să vedem cum arată. Vedeți? Iese aburul. Ia uitați cum arată. Așa. Aceasta este rețeta de astăzi. Sper să le încercați. Și să-mi spuneți dacă v-au plăcut. Sunt delicioase, am să mănânc o bucățică caldă, caldă. Eu vă pup, vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem mâine dimineață, că mâine începem să facem frapele de carnevale. Aici în Italia se fac în fiecare an și eu le fac în fiecare an în direct și le facem împreună. O să stăm mult împreună până le terminăm. Vă pup, o zi frumoasă, la revedere și multă, multă sănătate și să gustăm.